Salut! Astăzi am primit de la Amazon pachetul ăsta. Nu știu exact ce avem în el. Intuiesc că ar fi, după ce vedem aici, căștile de la Empau Flame S. Da? Deci nu Flame, nu Flame 2, Flame S. Așa. Deci, Empau Flame S, da? APTX. Și aici pe spate scrie de fapt APTX HD, da? Că ele sunt HD. Avem Bluetooth versiune 5, 10-12 ore de muzică, 220 de ore de standby, încărcare 5V la 1A, operează la 10 metri, în 2 ore se încarcă maxim 100%, capacitatea bateriei 100 de miliamperi la 3,7 V și cam atât. Deci, după cum am zis, APTX HD, cărți dedicate pentru sport pentru că au acest hook, da? Cârlig care se agață după pavilionul urechii și le face greu de căzut de pe cap, de fapt nu de pe cap, din urechi, că sunt, să zic așa, doape. Sunt waterproof până la, deci IP X7. Bun, haideți să vedem. Deci mai iasă odată fața. Și acum să vedem ce avem. Avem și aici, da, partea asta am arătat, IP X7 waterproof. Optional size ear tip sunt 3 sau 4, mi se pare, capișoane pentru urechi. De fapt nu sunt capișoane, capișoane sunt la cele mari. 3 sau 4 mărimi din acestea pentru ureche și, dacă nu mă înșel, sunt și unele de spumă înăuntru, o singură mărime. Noise cancelling-ul pentru microfon, wireless connection, că e Bluetooth-ul, da? Carrying case are o cutiuță destul de drăguță. Acum hai să vedem ce este înăuntru. Avem aici pe o parte și pe alta cât un mic sigiliu. Stați să ne luăm cuții. Frumos, da. Și ce mai avem în cutie? Avem cutiuța cu căștile dintr-un material foarte plăcut așa la atingere, imită pielea. Introdută cu o serie caricată solo con adattare 5V ampere, porta USB, adattare la porta USB pentru energia de ricarică rapidă folosită în cazare incidente electrice. Da, deci ne zice să avem un încărcător 5V 1A, da? Nu altceva, nu mai mare, nu voltaj mai mare, nu amperaj mai mare. Nu utilizați un încărcător de genul de la Samsung cu Quick Charge, pentru că dacă el nu trimite în nominal, vezi, el în nominal trimite 9V 1,6A sau 5V 2A. Deci el în prima fază trimite la 5V și 2A. 2A mai mult decât vrea el inițial, da? Și Samsung, după aceea, după ce telefonul tău este încărcat peste 70%-80%, încarcă cu 9V și cu 1,67A. Deci scade curentul dacă crește voltajul. Deci ăsta de la Samsung nu este în regulă pentru el. Și după cum vedem, avem aici, uite, capișoanele, da? De la XS la SML și M de spumă. Cablu, cârlig pentru agățarea cablului în spate la guler. Un mic cârlig pentru managementul cablului, în caz că este prea lung, la fel să ți-l legi de gât la spate. Cartonașele care ziceau că sunt înăuntru, căștile și cutiuța de cărat transportat. Avem aici mici detalii despre cum funcționează. Bun, și avem aici căștile. Și aici accesorii, da? Și la accesorii, după cum am zis, avem sunt cele de memorie plus un XS, cred că, și cârligul de agățat cablul la de guler. Cablul de încărcare este micro HDMI la USB, care nu știu dacă va fi folosit. Și
alte 2 plus acel cable management care l-am spus. Bun. Ele sunt așa. Haideți să vedem. Deci ăsta este, hai să fac eu așa cu tastatura asta ca să nu mai fie luată în cadru și să focuseze pe ea. Este cauciuc de la început până în spate. Da? Cauciuc de la început până în spate. Nu avem ca la altele o bucată de sârmă până pe aici pe undeva ca să poți să-ți mai strângi tu ăsta după ureche, după bunul plac sau să-l lărgești. E cauciuc, rămâne așa. Da? Adică asta e forma, nu poți să-i dai alta. Eventual se extinde, dar nu poți să-l mai și strângi dacă vrei să-l mai strângi un pic. Observăm că avem logo Flame S, da? De la model. Și aici avem model number-ul, serial number-ul, casca stângă, cablu este așa, mici striații pe el, este foarte flexibil, stânga și dreapta. Și pe dreapta avem volum plus minus, MPAU buton și portul de încărcare. Da? Haideți să vedem la o apăsare mai lungă ce se întâmplă. Da? S-a aprins LED-ul albastru, s-a auzit ceva în căști, nu știu exact ce. Probabil că a zis ceva de genul o să mor, nu am baterie. Și a murit. Mă așteaptă. Bun. Avem așa, dreapta și stânga, da? Dreapta și stânga. O să mi le așez un pic să vedem cum se simt. Am mai apăsat eu din greșeală pe buton. Trebuie să vedem dacă mai funcționează. Da, funcționează. Activez Bluetooth-ul de la telefon, cel cu care și filmez, MPAU Flame S. Da, s-a oprit muzica, dar oricum, asta cam așa arată în ureche. Cablul cam așa este de lung, da? Dar se poate strânge, v-am zis, cu acel clip se strânge. Da, cam așa stau. Un pic asta parcă a plecat, probabil că sunt căpișoarele mici pentru urechile mele mari. Cam asta despre ele, de auzit sau aud acceptabil pentru prețul plătit. Asta a fost video cu MPAU Flame S APTX HD Bluetooth 5.0 12 ore promite cu 2 ore charge. Eu am fost Alexandru Matei și vă mulțumesc pentru vizionare. Salut!